puțin. Gata. Am un PowerPoint gigant de 4 slide-uri, prin urmare nu mă veți răbda prea mult. Cum facem ordine în viața noastră? Începe prin a face ordine în propria cameră. Titlul poate părea ciudat. Ce legătură există între a face ordine în propria noastră cameră și a face ordine în viața noastră? Cei care mă cunosc știu că de ceva vreme sunt un fan al unui autor pe care îl cheamă Jordan Peterson. Pentru cei care nu știu cine este acest domn, sper eu cât mai puțin, băiatul acesta este un psihoterapeut și profesor universitar canadian, a cărui a doua carte se intitulează sugestiv 12 reguli pentru viață. Dacă vă vorbesc de ea, înseamnă că mi-a plăcut cartea, dar nu am venit aici să o promovez, ci motivul pentru care mi-a plăcut această carte a determinat discursul de astăzi. Mi-am dat seama că unele dintre regulile pe care el le prezintă acolo m-au atins atât de mult pentru simplu fapt că eu însumi le aplicasem în propria mea viață, fără să știu că aplic niște reguli. Evident, având în vedere limita de timp pe care o am, nu pot să vă prezint toate cele 12 reguli, prin urmare, chiar vă îndemn să citiți cartea și promit că încă nu iau un comision pentru fiecare vânzare pe care o intermediez, dar meditez asupra acestui aspect și vă voi prezenta două dintre regulile care pe mine m-au influențat cel mai mult. Ține spatele drept și cu pieptul în față. Știu că sună regulă biblică. Ca urmare a confruntării dintre doi homari, neurochimia unui homar victorios este total diferită față de cea unui homar care a fost învins. Homarul victorios va avea pieptul în față, va avea o postură dreaptă, în timp ce homarul învins va sta aplecat, înconvoiat, ca și cum și-ar plânge de milă. Mai mult, nivelul lor de încredere va fi total diferit ca urmare a secreției diferite de serotonină. Dar ce vreau să spun cu asta, în afară de că e nașpa să fie un homar care pierde lupta aparent și că există niște ierarhii de dominanță în toate speciile, poziția corpului nostru este influențată în mod direct de modul în care ne simțim la nivel emoțional. Dar principiul ăsta poate fi aplicat și în sens invers. Cum ne simțim la nivel emoțional este influențat în mod direct de postura corpului nostru. Probabil că ați văzut videoclipuri TED sau ați citit sfaturile unor guru motivațional care spun că, de exemplu, o poziție hotărâtă în fața oglinzii pentru suficient de mult timp ne face să fim mult mai încrezători. Și cumva chiar așa este, fie că ținem mâinile așa în șolduri ca niște supermen moderni sau că avem bărbia sus ca Rocky Balboa, lucrurile astea funcționează. Știu că există o controversă în comunitatea științifică cu privire la validitatea acestor tehnici, însă pentru mine au mers. Când eram în liceu, sufeream de o frustrare mai puțin întâlnită. Mi se părea că sunt prea înalt. Știu că sună ciudat într-o lume a modelelor de la Victoria's Secret să crezi că ești prea înalt, însă cam asta eram, un adolescent de 15-16 ani care credea că la 1,92 m lumea nu se vede foarte bine. Și ce am făcut? Am adoptat tehnica homarului învins. M-am aplicat în față. Am zis că doar nu o să mă accept așa cum sunt, ci pur și simplu voi merge mai departe aplicat. Așa că am ajuns că atunci, de exemplu, când mă vedeam cu o fată, să stau mai aplicat. Că în mintea mea de atunci ziceam, hai că poate nu-și dă seama că am 1,92, ci 1,80 și ceva. Nu mă întrebați de ce, dar era o logică perfectă. Ca o paranteză, aveam că toată inspirația să ieși cu o fată care avea 1,60, ceea ce ajuta foarte mult toată situația. Doar că la un moment dat am avut o epifanie și mi-am dat seama că postura asta nu doar că nu-mi face bine, din contră, îmi creează și mai multă nesiguranță, mă face și mai timid, eu oricum sunt o persoană timidă și eram și atunci, adică doar adăugam la problemă. Și am decis că prea înalt cum sunt, aia e, eu nu mă mai ascund și că dacă nu mă place nimeni, voi trăi cu asta. Evident că universul a complotat, iar la nici o săptămână după această decizie măreață din viața mea, am ieșit la o întâlnire cu o fată care fusese model și spre șocul meu era extraordinar de încântată de faptul că în sfârșit poate să iasă cu un băiat cu care va purta tocuri. Pentru că aparent dilema existențială era dată de faptul că dacă purta tocuri era mai înalt decât partenerul ei. Mai mult, a ținut să sublinieze la acea întâlnire că eu nu am ce prostie să fac sau să zic, că noi oricum ieșim la petrecere că ea vrea să poarte tocuri. Pe vremea aia, și acum e așa, un date reușit cu o fată frumoasă era echivalent în perspectiva senzației și adrenalinei cu a cucerii Everest, era stăpânul lumii. Și pot spune că din acel moment am devenit destul de repede un homar victorios. Postura mi s-a îndreptat și când mergeam să iau pâine de la magazin, țineam pieptul în față, că eram prea șmecher. Ce vreau să spun cu asta este că postura corpului nostru arată cum ne simțim la nivel interior și că ne putem folosi de asta pentru a ne simți mai bine. A doua regulă de care vreau să vă vorbesc, înainte de a critica lumea, fă curat în cameră, o altă regulă biblică. În primul rând, nu știu alții cum sunt, ca să-l parafrazez puțin pe creangă, dar pentru mine regula asta se aplică la nivel literal. Nu pot să lucrez sau să mă concentrez dacă în jurul meu domnesc haosul și dezordine. Ceea ce cumva e paradoxal, pentru că eu în esență sunt o persoană total dezordonată. Dar dacă nu ați făcut asta, vă recomand un mic exercițiu. Lucrați, citiți, gândiți într-un mediu total dezordonat, cu foi, cu mâncare pe lângă, știm cu toții ce înseamnă, și apoi faceți fix același lucru, în același loc, doar că de data asta să fie ordine. Cred că veți fi puțin șocați cât de eficienți veți fi.
Dar trecând peste asta, cred că regula lui Peterson transmite un adevăr esențial. Nu poți să critici sau să acuzi o situație decât dacă, 1, ai făcut tot ce a ținut de tine în acea situație și, 2, ca să fiu așa puțin juridic, nu există o legătură de cauzalitate între ceva ce tu ai făcut în trecut și ce ți se întâmplă în acel moment. Este normal că atunci când lucrurile nu ne merg bine să dăm vina pe alții, pe viață, poate chiar pe univers dacă suntem tupeiți și gândim la scară largă. Și nu cred că trebuie să ne fie rușine de asta, pentru că, în primul rând, suntem oameni și suntem ființe emoționale. Dar cred că înainte de a face asta, este foarte util să ne punem următoarea întrebare. Sunt eu absolut sigur că nicio acțiune sau inacțiune de ale mele, de acum o zi, de acum o săptămână, de acum un an, nu a contribuit în vreun fel la ceea ce mi se întâmplă acum? Nu cumva am și eu o mică responsabilitate pentru ce se întâmplă? Cel mai probabil răspunsul ne va fi defavorabil și cred că asta este foarte bine, pentru că în felul ăsta poate ne vom plânge o idee mai puțin. Eu de fel mă plâng destul de des când pierd, când pierd un caz, când nu este o fată la un date cu mine, când România ia 4 goluri de la Spania într-o repriză. Dar dacă stau să mă gândesc foarte bine, în cele mai multe din situații, eu am o responsabilitate. Asta nu înseamnă că nu mă plâng, dar n-am dreptul să fac o tragedie din asta. Pot doar să mă accept pe mine așa cum sunt, imperfect. Pot doar să accept și situația și să merg mai departe, că oricum la mondiale cu România nu mergem. V-am prezentat două reguli care poate vă vor influența în vreun fel sau poate vă vor fi total indiferente. Sincer, habar n-am. Dar ce sper este că data viitoare, când fiecare din camera asta vom mânca un homar, să avem camerele măcar o idee mai curate și să fie spatele cu un centimetru mai drept. Mulțumesc!